Victoria obținută la Cluj în dauna echipei locale dă aripi fetelor antrenate de Victorina Bora, care sunt convinse că vor putea face față cu brio mult mai titratei adversare. O victorie în fața Coronei Brașov le-ar permite handbalistelor slătinene să abordeze meciurile din această ediție a Ligii Florilor cu o altă mentalitate. Sportivele sunt conștiente că întâlnirea va fi una dificilă, dar sunt convinse că pot obține cele 3 puncte puse în joc. Întâlnirea dintre CSM Slatina și Corona Brașov se va disputa duminică 16 septembrie, începând cu orele 11 în sala liceului cu program sportiv din Slatina.